Șanse reduse de zăpadă anul acesta de Crăciun în zona Reghin. Meteorologii au emis prognoza meteo privind starea vremii în Transilvania în următoarele două săptămâni. Astfel, specialiștii anunță că vremea va fi ușor mai caldă decât normalul pentru această perioadă în prima săptămână, când media temperaturilor maxime va fi în cele mai calde zile de 7-8 grade. În 18 decembrie, această medie va scădea spre 2 grade, valoare în jurul căreia se va menține până la sfârșitul intervalului. Temperaturile minime medii vor crește treptat în cursul primei săptămâni de la minus 4 la 0 grade, apoi vor fi în scădere spre minus 4 grade. În intervalele 16-18 decembrie și 21-28 decembrie, temporar se vor semnala precipitații slabe, mixte, favorizând pe arii restrânse producerea poleiului.